medical. Am înțeles, am acceptat inițial. Apoi, pe timpul verii, ni s-a dat voie să circulăm, ca după aia restricțiile să fie impuse treptat, unul după altul. Măștile în spații închise, apoi iar măștile în spații deschise și tot așa mai departe. Să nu uităm, pentru un virus care, dacă ești sub 70 de ani, are o rată de supraviețuire de 99,95%. Să nu uităm. Iar în acele 3 luni când am fost închiși în case, cât de cât televiziunile erau cât de cât obiective și arătau și cât s-au murit și cât s-au vindecat și cât s-au infectat, era o situație mult mai mai reală. Acum se spune numai despre cazuri și morți. Cazuri și morți care le cresc tot timpul și le folosesc pentru a isteriza, a speria lumea și au distrus afacerile mici și mijlocii pentru niște oameni care li se spune reprofilați-vă. Nu poți să vii să spui așa ușor la 2.500.000 de români aproximativ care au rămas fără un loc de muncă să le spui reprofilați-vă, găsiți-vă alte domenii de lucru. Cum puteți să faceți așa? Pentru dat de Dumnezeu. Să nu uităm chestia asta. Mă chinuie, am vorbit cu alți bătrâni. Și niciodată nu este, să nu uităm că nu este important. Da. Și nu niciodată nu este. Să nu mai uităm un lucru foarte important. Foarte rar se spune la televizor. Luați vitamina C, D3, zincul, sportul. Niciodată nu prea se încurajează acest lucru. Mi se spune tot timpul că vaccinul este singura variantă de ieșire din toată situația asta. Programul în weekend, vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 6, e înghesuie o masă mai mare de oameni într-un program mai scurt. Și practic numai agravează lucrurile. Care este logica? Iar dacă toate aceste măsuri, masca, distanțare socială au funcționat, de ce acum suntem într-o situație și mai rea? Și au spus că ar fi o crimă să nu lase românii să se ducă la restaurante, cum zice, la sărbători de Paște, de Înviere. Spuneau că ar fi o crimă, că nu, noi nu vrem să intrăm în lockdown, noi nu pronunțăm cuvântul ăsta. Dar cum ne apropiem, cazurile cresc. Și intră în convulsii, sunt legați. Și sună rudele și apoi ți se confiscă și telefonul. Păi ăsta e sistemul pentru care am vrut să avem. Ăsta e un sistem de sănătate adevărat. Vă întreb pe voi. Sistemul mafia. Ăsta e un sistem adevărat de sănătate. Unde e omenia? Să nu uităm că atunci când devii medic, semnezi jurământul lui Hipocrates în care juri că vei apăra viața și o salvezi pe cât posibil. Unde e asta? Nu mai suntem oameni. Morții din spital. Și de ce nu-i lasă să fie desfăcuți sicriile? Dacă are omulit o covicică. Nu e adevărat. Și medicină. Ivrăjeală de fașele tăiat în carne. Ivrăjeală. Fașele care taie în carne cum se zbat. Dar aia și nu le lasă. Da, bravo. Îi sedează acolo. Am eu cunoscut. Rog frumos pe weekend, anunțați toată lumea cât puteți, adunăm cât mai mult să apucăm să ne adunăm cât mai mult să ne facem auziți. Mâine e vineri, sâmbătă, da, acum nu cântă, ora 8 sau nu până și sfârșit, adică ieșim. Jos cu roiele! Deci fiind weekend, vă rog, încă o dată anunțați pe toată lumea care știți și haideți! Vreți să vă exprimați? Veniți sus aici și luați microfonul, nu e nicio... Sigur că de-aia de sus. Oradea, țineți minte. Trebuie să organizăm seara protest așnic și perseverent. Să perseverăm în... Acest mai fain. Ia a fost fain. Jos masca! 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 Jos masca!
Jos masca!